Prefectul județului Neamț, Niculina Dobril, a organizat o întâlnire cu cei din conducerea Direcției de Sănătate Publică Neamț pentru a se lămuri cu dimensiunile scandalului dezinfectanților diluați la nivelul județului Neamț. Prefectul județului Niculina Dobrilă a avut în cursul acestei dimineți o întâlnire cu directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică, Mirela Grădinaru, pe tema obligațiilor legale ce revin direcției referitoare la controlul utilizării biocidelor în spitale. Directorul adjunct a informat prefectul că, în cadrul acțiunilor tematice de control impuse de Ministerul Sănătății, în fiecare an au fost verificate periodic stocurile de substanțe dezinfectante și au fost prelevate probe de sanitație, atât de către Direcția de Sănătate Publică, cât și de către specialiștii din cadrul unității ospitalicești. S-a dispus de asemenea și o serie de controle la nivelul județului realizate de inspectori ai Direcției de Sănătate Publică, ce au recoltat probe de sanitație care au fost trimise Inspectoratului Ștețean de Poliție. Acesta, la rândul său, le-a trimis unui laborator independent pentru verificarea eficacității dezinfectanților folosiți în spitalele nemțene. Totodată, prefectul a fost informat că, în perioada 29 aprilie-4 mai, au avut loc controle în unitățile sanitare cu paturi din județ, în cadrul cărora s-au recoltat teste de sanitate de pe suprafețele de lucru și au fost verificate stocurile de substanțe dezinfectante existente la nivelul unității ospitalicești și achiziționate de la compania Hexifarma. Specialiștii Departamentului de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică, în data de 7 mai, au recoltat eșantioane de probe din produsele comercializate de compania Hexifarma, probe care au fost predate Inspectoratului Județean de Poliție în vederea trimiterii lor pentru verificarea eficienței de către un laborator de specialitate acreditat. Prefectul județului Neamț a cerut autorităților locale prezente și un audit intern al acestora legat de monitorizarea contractelor unităților sanitare pentru achiziționarea de biocide. Totodată, legat de acest subiect, instituția prefectului, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, a cerut autorităților locale care au în subordine unități spitalicești să demareze un audit intern cu privire la contractele încheiate cu compania Hexifarma de către spitale în perioada 2012-2015. Rezultatele auditului vor fi centralizate la nivelul instituției prefectului și transmise Ministerului Afacerilor Interne joi 12 mai. La întâlnirea informare a prefectului județului Neamț, Niculina Dobril, au participat autoritățile publice locale, directori ai Direcției de Sănătate Publică și reprezentanții ai Inspectoratului de Poliție și ai celui pentru situații de urgență.